Hai, salut frățiorii și bine v-am regăsit! Bă, știu că a trecut ceva timp de la ultimul case opening în puii mei și ce m-am gândit. Bă, am stat ieri un pic pe farma de Hydra și am făcut undeva la... Stai așa un pic, 10, 20, 35, 50, 60... Stai bă că m-am pierdut deja, 10, 20, 35, 40, 50, 60... 65 de cufere Hydra. Bă, intenționez să le deschid. Bă, n-am mai făcut niciodată un case opening așa de mare la Hydra. Mele ori am mai deschis mai multe, nu-i problema. Fiindcă nu știu dacă mi s-a părut așa de relevant. Știu că prima dată când l-am deschis în puii mei, m-a dat lucioasă, chestii de upgrade-uri de la biolog, am zis, bag piciorul în ele, nu deschid, le vând că treaba e bună. Da, și am văzut un clip acolo de la Number și zic, bă, m-am investigat, bă. Zic, bă, cum ar fi să deschizi și eu niște cufere de asta Hydra? Să vedem, să merită, îs decente, cine știe. Dar de ce am numai 65? Bă, vreau să fie numărul rotund 70. Am aici niște, opa, PMM de parolă. Am văzut aici că sunt niște cufere Hydra la 19 milioane și ceva, 20 de milioane. Și văd că n-am cașcaval pe șaman. Hai să deschidem niște mele astea. Ia să iau 5 de astea. Să vedem. Ne trebuie undeva la 100 de milioane. Cred că ne dă din 5 regine. 10 milioane. 10. 10. Ai că am început. Și-o dat un 40. Ei bine. Ei bine. O dat astea două albe. O albastră aici. Hai să arunc restul. Bă, dar ce nasol o dat, bă? Stai un pic, o dat 40, 80 din 5 bucăți. Eh! Și-a mai dat două albe. Nu-i incredibil, dar nu-i nici rău. Mama, astea cu două bonusuri în PLM, poate o să le plusez. Da, meleurile oricum sunt profitabile, că pe lângă cașcavalul care ți-l dă, pe care ți-l dă, îți mai dă și niște chestii pe care le poți pune pe shop. Dar dacă ești ca mine în PNM comor și nu vinzi aia, nu plusezi aia, nu faci cu cealaltă, îți dai seama mare manevră ce faci. Stai să văd. Aici mi se pare că am văzut niște hidroase. Avem 7, o să avem 70 de cufere. Undeva la 210 deschideri. Mamă, cam emoții s-a luat piciorul. Bă, ce m-ar interesa pe mine acum ca să scoatem cașcaval, niște exo, exorile alea le-aș cam folosi, eșarfele, să vedem, poate avem noroc, ne dă o eșarfă cu rata de absorție mare și metalul magic. Acum cine știe ce noroc avem, dacă știi cum zic. Hai să începem cu astea care le-am cumpărat. Mănunchi, biscuite, vișinie, permis de trecere. A, dă și permis de trecere. A, dar nu-s negociabile, din păcate. O, deja e șarfă. Match, match. Două șarfe. Doamne, într-un cufăr. Și pleacă, bă, 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 coaie, ce-i cu cufărul ăla? Du-te, dracu, da două șarfe și o magică dintr-un cufăr, ești prost? De 20 de milioane. What the fuck, stai așa, magica mi se pare că e negociabilă. Bă, lasă-mă, ai de capul meu, mai dă, mai dăm 10 cufere așa și s-a terminat, tati. Mă prind o țigară. Bă, ramură roșie, perlă albă, însemnele liderilor. Permis, biscuit, însemne, bless. Încă o, bă, încă o eșarfă. Marș! Marș, bă! Bijuterie... MAGICA! Uai, că m-a crescut adrenalina la maxim. Bă, coaie, de să-mi bat piciorul, eu m-aș opri acum, bă. Bă, dacă nu m-a dat în cuferele astea, mă spar creierii, bă. Pietre lucioase, bijuterie, bijuterie. Un yogan. Lucioase, lucioase. Ramură, pergament. Cartea pietrelor, bune și alea. Ramură, sacul, biscuit cu proteine. Acum hai să deschidem random. Încă o magică, Doamne, Dumnezeule, dar ce-i cu norocul ăsta, bă?
Permis de trecere, însemn, hai cu ăsta random, ramură, cutie misterioasă, mănunchi, nimica interesant, încă o carte a pietrelor, Onesi, bun ăsta, biscuit cu proteine, pergament, hai să le aranjăm un pic astea care o să le punem la vânzare. Și ar fi de acolo le las. Nu le miști de acolo, ferească Dumnezeule dragă. Cartea pietrelor încă o magică, bă! Nu mai pot, bă. Bă, eu trăiesc momentul, mă, să-mi bat piciorul, bă, pușcă inima mine. Cartea pietrelor, mănânc, biscuite, cutie. Haide! Fac asta. Nimica interesant în asta, să mai luăm încă unul random. Încă o magică, du-te în pula mea cu aia. Du-te, lasă-mă în peleme. Vând magice, tati! Bă! Bă, dar eu sunt pe plus maxim, bă, până acum să-mi bag piciorul la ce drop am avut. Oh, stai că am și uitat de exo, bă. Uite, prima tură de exorcism, mi-am dat două bucăți aici. Bijuterie lucioase, biscuit. Cartea pietrelor. Uite, exo iarăși. Bine, bă, elixirul. 1.000.000 PV. Vector se poate negocia. Oh, bun, bun așa. 1.000.000 cu un elixir de asta să mă picior dacă nu faci 2.000 lei. Oh, două exo, perlă albă, însemne. Mănunchi, pietre lucioase, albă. Însemne, bijuterie rea voință. Oh, vrăjitoare. Cred că o să bag cu farmerul de level mic. Elixirul, încă o eșarfă, bine. Flacără, lol, n-aș știu cât de flacără din astea, mă. Mamă, dar ce ne-o încărcat, tati? Albă, pergament, cartea pietrelor, mănunchi. O, uite, încă o vrăjitoare. Lucioase, pel albastră permis. Însemne biscuite, bijuterie. Hai, bă, ai. Bă, oricum, deci până aici sunt pe plus. N-ai cum, bă, să o dai, bă, atâția magice și eșarfe n-am văzut. Bijuterie, pergament, încă o eșarfă, du-te, mă, de aici. Deci că am vorbit, bă, cu ăștia de la joc să-mi bat piciorul dacă nu. Pergament, încă exo, de două ori exo. Deja avem 10 exorcisme, 200 de mâna de aici. Ăla-i! Încă două exo, ca să vezi. Bine, bă, două exo, încă o eșarfă. Păi ce pula mea am, bă! Am prins din norocoasă să-mi bat piciorul, deci nu mă așteptam, zic, hai să deschid acolo, că mă mâncă, parcă sunt ceva în pui mei, mă mâncă mâna stângă. Biscuite, încă două exo, bă, da, hai că n-o dat aproape din fiecare cufăr ceva bun în pui mei, dar la două, trei cufere o dat ceva. Uite, un tigru regal. Ăsta o să-l dau la cineva pe următorul live. Pergament, inel hidrant. Inelul la hidrant, sincer să fiu, nu-i prea interesant. Mai avem câteva, dar eu deja super încântat, abia aștept să dau niște eșarfele astea. Biscuit cu proteine. Încă o eșarfă. Bă! Două exo, biscuit, încă două exo. Marș în puii mei că rup norma, bă, s-a terminat. Deci s-a nenorocit aici, le-o. Încă o eșarfă, du-te-n pula mea că nu mai deschid. Nu mai deschid cu fere, bă, ești prost. Deci, bă, tati, dacă vreți încă un nou episod, de să-mi bag piciorul, următor episod să ai așa 70-210 deschideri. Nu știu, cred că facem data viitoare cu 300-500, cine știe. Lăsați acolo în secțiunea de comentarii să vedem ce și cum. Vai de capul meu, bă! Elixirul soarelui, încă două exo, bun așa, vișinie, încă două exo. Bergament, încă o eșarfă, du-te în pele mei, coaie, cât e eșarfă o dat, bă? De capul meu. Încă două exo și am ajuns la ultimul cufăr. Ăla-i. Ăla-i, fănuțule. Câte exo? 26 de exo! Mamă, că avem 500 și ceva de milioane numai din exo. Mai avem un nou Nessie aici. O magică. Două magice. 3, bă, lasă-mă dracului. 4, 5 magice, bă, ești nebun. 5 magice și câte eșarfe o da, bă, s-o spart la eșarfe să mă bată tata dacă nu.
Deci o eșarfă, două eșarfe, 3, 4, 5, 6, mai văd, 7, 8, 9. A, hai că nu-i rău. 9 eșarfe. Unde-i Teodoanu, că nu mai pot întrebări în mâna pe mouse-ule. Ioi, cum merge șamanca asta nebună asta. Ai Teo, mixer Teo, câfă mane. Combinație. Păi nu vrem noi să combinăm aici? Pac, pac. Tragem asta aici. Pac, succes. Prima eșarfă, reușit. Fără succes. FMM noroc. Încă una fără succes. Păi băga-mi aș gura tău. Succes. Și avem aici. Fără succes. What? No, ultima încercare. Asta o să fie diferența. Între câștig maxim și câștig minim. Oricum știe pe plus. Așa. Și o lăsăm să respire. Și succes! Ce mă pace! Acum să vedem și pagua. Ce Dumnezeu are pistonul de la scaunul ăsta? Ia? Afa. Ce rată de absorție avem acum pe eșarfe, întrebare. Nu, nu, nu. Revenim la eșarfe după. Vreau să vă dau ăsta de Nesi. Nesi, o să-i pun nume frățiorul IAO. Și frățiorul IAO are 3 skill-uri. 21 de zile. 0.9 PV. Și este. Deschide. Aici. Ah, tip 4. Dacă era și un tip 5 ăsta, acum sunt foarte mulți biscuiți aici care, pe care nu putem să-i folosim, fac. Dar nu știu, nu vrea să încep biscuiți. Cum îi dau biscuiți? Ah, îi trag pe el, mă. Ce nebună, sunt pele mele. Opa, așa. Așa că nu mă ocupă spațiul momentan aici. Și după aia uităm la eșarfe. Un săcitor e entuziasmat. Ia să văd, chiar nu se negociază ăștia, că așa mă duc aminte. Da, nu se negociau. Dăm aici toți biscuiții. Mamă, să văd eșarfele astea. Doamne, doamne, doamne. Deci v-ați gândit ce rată de absorție poate fi pe eșarfele astea? Mâncavaș. Mâncavaș nasul vostru de vagabonț. Așa, bă, dar s-o spart la eșarfe, să mă bată tată dacă am văzut așa ceva, nu? Deci n-am crezut în puii mei că se poate sparge halul ăsta. M-am și o flacără acolo și vând magice. Dar nu mai știu exact cât valorează la ora actuală aici pe Carpatean sau magică. Nu cred că e acum exagerat de mult, dat fiind că avem ăsta cu prinde regele. O, da, mulți biscuiți o da, să-mi bat piciorul, ce porcărie că nu-și negociabile. Cred că era mai mișto dacă deschideam pe Pongo, deschideam pe Pongo sau pe Lupu. Așa, și ia să vedem aici. Loi șarfe. 17, bun. 13, bun. 16. 30, dacă le pun la 300, 300 de milioane bucata, așa o medie, 1 miliard aici, 1 miliard jumate. Mai avem asta să, nu știu, cred că 100 de milioane. Încă 500, avem 2 miliarde. 7 de asta, 2 miliarde 35. Și mai avem flacăra asta. Biongani și asta nu le mai pun. Biletele nu le mai pun. 14 de astea, 280 de milioane. Și ajungem la o sumă interesantă pe care n-am reținut-o în pele mele. Eu am zis acolo numere, m-am pierdut. La 2 miliarde am zis, pă bine, treaba e bună, s-a terminat. Asta e un pic, 70 de cufere, dacă stau 1400, mamă cât profit am, băi, ești prost? Mamă, ce profit a făcut! Mai avem aici prostiile astea de mănunchiuri, numai bine, mai facem și niște monede, zi, niște monede Gaia, și dacă vă întrebați ce puteți face cu monedele Gaia. Bă, asta e de strâns în PNM și aici, de la Ferrari ăștia, puteți să vă adăugați niște bonusuri pe armă,
pălărie și costum ca să vă faceți un set de bonusuri. Setul ăla de bonusuri o să aibă, nu știu, ăsta de exemplu mi se pare cel mai relevant. Dacă faci bonusul de set cavaler, ai 5% mob și parcă niște viteză de mișcare sau PV. Acum nu mai pun Feral Royal și Maestos, sunt pe LM, că aici îți trebuie prea multă gaia. Pentru ăsta cavaler îți trebuie doar 5000. Stai să văd, să nu vorbesc prostii. Da, îți trebuie undeva 5500 de gaia. Dar astea deja Royal și Maestos e prea șmecher. Uite, Maestosul îți dă 15%... 15% valoare de atac magic și fizic fix ca și canu, plus 3000 PV și nu mai știu ce viteză de mișcare, dar trebuie prea multă gaia aici, bă. Și trebuie 25.000 de gaia pentru încercare și trebuie 3. Vai de capul meu, 75.000 în cel mai bun caz, dacă ai noroc în PLM, termin cu ele. Am 2400 de gaia, ia să vedem, facem niște gaia sau sal. Haide! Dar mi se pare mie că aici parcă reușește mai bine decât aia de map 1 gen. 2500, hai că am mai făcut undeva la 100 și ceva de gaia. Bă, per total e bine, din ce am calculat eu în PLM, deci stai, 70, am zis că-s 20 de milioane. 2 ori 7, undeva 1.400.000. Se găsește și mai ieftin, deci mai puțin de 1.400.000 investiții și am scos peste 2 miliarde. Bine a zis! Da, am scos peste 2 miliarde numai din eșarfe, numai din eșarfe, exo și magice. V-am pupat, ce să mai treaba e bună, per total, case opening-ul a fost un succes, chiar mă bucur, chiar mă enervam dacă îmi dădea gaură, nu mă așteptam să ies pe profit. Da, surprinzător a fost treaba bună, bă, chiar nu mă așteptam. Și, bă, dacă mai veți episod cu cufere Hydra în special, vă rog să lăsați acolo în secțiunea de comentarii un mesaj să văd și eu. Asta fiind spus, v-am pupat, toate cele bune, pa!